Meciul dintre FCU și Hermannstadt a început sub semnul echilibrului, cu ambele echipe mai preocupate să nu primească gol decât să atace. Oltenii au deschis scorul după o fază care nu anunța mai nimic în minutul 27. Negru a centrat, Bahasa a deviat spre Chițu și golgheterul Craiovei a reușit o execuție excelentă, un volet din întoarcere direct în vincul porții adverse, la care Butean și Găman au făcut un marcaj foarte slab. Tot Chițu, servit de Achim, a rămas singur cu Căbuz, dar execuția a fost moale și fără vreun efect. Și Hermannstadt a început ceva mai agresiv decât în startul primei părți, repriza secundă. Oltenii s-au retras în apărare, decis să sacrifice orice pentru puncte și s-au pus pe două linii în fața propriului careu. Așa că, prima fază periculoasă a sibienilor s-a evit după o oră de joc, când Paraschiv l-a pus la încercare pe Gurău cu o lovitură de cap. A fost avertismentul. Doar două minute mai târziu, Gabi Iancu a profitat de o greșeală a gazdelor, a șerpuit prin careu și a șutat în vinclu, reușind egalarea. Până la finalul disputei, ambele echipe au trecut pe lângă golul victoriei, dar cei doi portari au fost la post. S-a terminat 1-1 și Adrian Mititelu, exasperat, l-a demis pe Florin Drăgan și nu a permis nimănui din staff să vină la conferința de presă. Meciul foarte greu, contra unei echipe cu calitate tehnică, o echipă cu profil ofensiv. Am început jocul bine, am stat sus în pressing, nu am încercat să nu-i lăsăm să joace pentru că pot pune probleme în treimea adversă. Și am reușit în multe momente, neavând o progresie, dar în momentul în care am câștigat mingea, n-am avut noi o finalitate a fazelor, pierzând mingea, ușor i-au câștigat teren și așa a venit și acel gol neașteptat, o greșeală pe care o facem și pe urmă ne-am pierdut un pic încrederea, reperele. Chiar dacă l-are în staff ca antrenor principal pe un tehnician cu experiență și licență pro, Paul Răducan, Mititelu se află în negocieri cu Marius Croitoru, pe care dorește să-l readucă la echipă.